Bună seara, domnilor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii de În Actualitate. Suntem în continuare, din păcate, țara din Uniunea Europeană și sper să nu mă înșel să fie acestea datele reale la care am avut acces cu cea mai mică alocare pentru sănătate pe cap de locuitor dintre țările membre ale Uniunii Europene. Avem cea mai mică speranță de viață în raport cu celelalte state membre ale Uniunii Europene și, într-un studiu mai vechi, trei sferturi din populația României și-ar fi dorit ca atunci când există o problemă de sănătate în familie sau lor personală să aibă acces la servicii de sănătate din altă țară decât din România, dar 43% din populația României nu își permite acest lucru. De ce se întâmplă toate acestea într-o țară în care tot am început și am reînceput reforme, în care în spitale se moare din cauza unor infecții, nu a diagnosticului cu care te-ai dus sau pe baza, pe lângă acel diagnostic se agravează situația din cauza stării în care se află multe dintre unitățile spitalicești din România. Despre sistemul de sănătate vorbim cu un om în care eu am deosebită încredere, nu numai pentru că domnia sa este specialist epidemiolog, nu doar pentru că întotdeauna și-a tratat cu foarte mare seriozitate profesia, ci pentru că în continuare este un foarte atent și foarte priceput privind din interiorul unei științe adunate în timp și certificată de numeroase diplome pe care le mai spun, este un observator foarte atent, așa cum spuneam, al sistemului de sănătate din România. Este vorba despre doamna dr. Lili Pasat. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit! Mă bucur și eu drag să vă revăd. Mă uitam așa puțin și, într-adevăr, în fioară parcă ajungem să ne speriem De nevoia de a ajunge la urgență, de a ajunge internați într-un spital și nu pentru că, să spunem, medicii n-ar dori să facă, deși sunt mari carențe uneori și de diagnostic sau de corelare a diverselor situații pe care le are un pacient. De ce am ajuns aici? Pentru că nu cred că am fost neapărat mai bine neapărat, poate că au fost mai puține probleme raportate, dar de ce am ajuns atât de grav în domeniul sănătății? Pentru că alocarea, ați și spus, da? Alocarea nu numai a banilor, dar și a atenției din partea politicienilor care au condus de-a lungul timpului, a fost la un minim, dați-mi voie să-i spun, nesimțit întotdeauna. Și dacă ne-am împăunat cu lucruri de lux câteodată pe care le-am făcut prin unele dintre spitale, am uitat lucrurile de bază. Eu aș spune că principala specialitate care este uitată și care ar trebui să fie baza sistemului de sănătate, medicina de familie, a ajuns oaia neagră și vorbeam astăzi cu un medic de familie care îmi spunea că de două zile nu funcționează sistemul, da, în așa asta ce înseamnă? Nu pot să emită rețete. Să emită rețete sau sunt la risc de a plăti contravaloarea rețetelor pe care le emit pentru că au bolnavi cronici care au nevoie de acele medicamente și care nu-și permit să le cumpere pentru că unele sunt compensate, foarte puține mai sunt gratuite, compensările sunt atât de mici pentru unele dintre medicamente, iar oamenii nu știu că își pot lua, pot alege medicamente pe baza substanței active din medicament, acele medicamente generice care sunt mai ieftine și care sunt la fel de bune ca medicamentele care poartă precum pantofii de sport, numele de brand, în condițiile în care găsești unii foarte ieftini de piele și așa, dar care nu au lipită eticheta brandului. Și atunci eu am mai constatat niște lucruri și îmi pare rău că trebuie să spun acum așa ceva, dar am constatat că de multe ori și colegii din sistemul de sănătate au uitat lucrurile de bază care se învățau în primii ani de facultate care țin de semiologie, adică să fii cu mâna pe pacient, să stai de vorbă cu el, să-l palpezi, să asculți cu stetoscopul, să afli ce trecut are el însuși, pacientul, dar și membrii familiei sale, pentru că lucrurile astea sunt extraordinar de importante. Eu însă mi-am avut experiența cu un membru al familiei, mergând la un cabinet de stat,
Și să constat că medicul nici nu s-a ridicat de la birou, în condițiile în care era de văzut, era poate și de dezbrăcat. În momentul în care făceam medicina și dădeam un examen la disciplinele clinice, era un algoritm după care îți pregăteai, fie că aveai pur și simplu activitatea de zi cu zi, fie că era vorba de examene, era un algoritm care includea, de exemplu, la examen, trebuia să ai 20 de minute obligatoriu să stai de vorbă cu pacientul, se Așa numește zis anamneză. anamneză, da. După care, 20 de minute dezbrăcat din cap până în picioare și neuitat, spălatul pe mâini înainte de a-l Păi dezbrăca. aici, iarăși, Nu o problemă treceam de mare. Am examene. descoperit medici situații în spitale, l-au văzut toți la televiziunile centrale, la care s-a constatat lipsa acestui gest pe care toți ar trebui să-l facem automat de când Da, începem să... au Nu apărut. se spălau pe mâini Exact. medicii, nu mai vorbim de asta. Înainte de a consulta și după ce. Mi-aduc aminte de profesoara mea, pentru că specialitatea mea, așa era atunci, era dublă, boli infecțioase și epidemiologie, și doamna profesoră Ala Vâță, creator de școală medicală, și profesorul Teodorovici, la rândul său, creator de școală medicală în domeniul epidemiologiei. Deci, în momentul în care dădeam examen și uita cineva să se spele pe mâini, pleca din examen. Pica Iar examenul, în clar. momentul în care, intra doamna profesor, de obicei mergeam la vizită dacă aveam norocul să fim în pavilioanele care erau alocate și urmăream, fiind spital de boli infecțioase, nu numai că se spăla pe mâini, dar exista întotdeauna la îndemână, la o asistentă medicală în mână, un vas cu soluție de varcloros. Că aia era mai la Da, îndemână pentru și varul cloros dezinfectare. este, da, pentru Iar mâini acum, și nu trece de la un pacient la altul. da. Ori acum, de multe ori, eu spun și pare rău, vă spun, dacă intru în oricare dintre spitalele de stat, mai ales, constat, începând de la poartă, că nu se respectă lucruri banale. Adică, ce caută personal medical în ținuta de interior, uneori și din spații care sunt de risc, da? Chirurgicale, în curte, la țigară sau la chioșcuri. Ce caută între secții? Pentru ce pun sisteme de deschidere a ușilor cu cartelă când alături este un buton și poate intra oricine? Ce caută cabinetele de consultații gen policlinică în secțiile de spital? Sunt niște lucruri extraordinare și Prost chiar gândit, prost și gândit sistem. nu, Foarte sistemul este foarte bine gândit, doar că nimeni nu organizarea. controlează, nimeni nu organizează cum trebuie, nimeni nu supervizează din interior, da? Vorbeam chiar acum jumătate de oră cu un medic de familie și povesteam momentul în care m-am dus într-o maternitate privată la București și în care era curat lună de la intrare, în care era un spațiu social, chiar la parter acolo, unde se putea servi o cafea sau, mă rog, câte ceva, aparținătorii care veneau pentru, mai ales era vorba de maternitate și sigur că erau tătici sau bunici sau așa, după care treceai în zona în care era aparatul unde îți puneai picior după picior și îți erau îmbrăcați pantofii în botoșei fără niciun alt efort, apoi dispozitivele care îți dădeau voie să te speli pe mâini, gelul dezinfectant, halatul, toate și bonetă, toate erau acolo, nimeni nu te îndemna să faci lucrul ăsta, nimeni Era un scriau, traseu erau foarte niște clar. reguli și era clar circuitul, că Da. astea sunt. Ori acum sunt ignorate circuitele, amestecate, circuitul personalului cu circuitul, știu eu, stagiarilor. Pentru că vă spun, sunt spitale în care nu are ce căuta personal dintr-o secție unde tu ai Clostridium difficile, da? Este un germen care se găsește în foarte multe spitale, mai ales acolo unde sunt persoane care au motive să fie imunodeficiente, fie că sunt sub tratamente, fie că sunt vârstnici și așa mai departe. Ei bine, n-ai ce căuta să te muți de aici colo. Sau vezi personal de îngrijire, de exemplu, care nu are nicio vină săracul că este pus să facă lucruri pe care trebuie să le facă neapărat cadrele medii.
dacă nu cumva unele dintre ele în alte părți, în alte țări, le fac doar medicii, da? Ce să caute să scoată acul de la un perfuzor? Da. Ce să caute să... Apoi, mănușile astea pe care le au și le poartă de dimineață până seara, ne ținând cont de faptul că mănușile sunt de unică utilizare, unele, da? Le schimb după fiecare manevră, altele sunt de folosință pe parcursul turei pentru diverse manevre care nu presupun consultarea pacientului și așa mai departe, și cele de curățenie rezistente pe care le folosești cât faci curățenie fizic într-un spital. După aceea se uită și toată lumea e îngrozită, vezi, Doamne, despre faptul că dezinfectantele care au fost folosite... Noi am ținut un curs, de fapt am ținut mai multe cursuri în țară în anii imediat după 90, după ce am fost la Atlanta la curs, profesorul Brahman, care a scris cel mai mare volum și cel mai frumos și cel mai grozav și pe care l-am cu autograf, a scris acest manual de infecții, de control al infecțiilor de spital. Și la un moment dat, făcând acest curs undeva lângă București și considerând colegii mei din minister că e nevoie să fie cine, întotdeauna aveam lectori din alte țări, de obicei prin intermediul Organizației Mondiale a Sănătății aduceam. Și m-au rugat colegii din minister dacă nu aș putea să-l aduc pe domnul profesor Brahman, pentru că ori de câte ori se duce cineva la Atlanta, la CDC, cei de acolo pe care eu i-am cunoscut și am avut lector sau domnul profesor întreabă de mine și au zis, sigur, tu ai priză și corespondezi. Și l-am adus. Două săptămâni cât a ținut cursul, toți colegii din spitale, pentru că cei care primeau informațiile erau specialiști din spitale, chirurgi, neonatologi, pediatri și așa mai departe, toată lumea vorbea despre substanțele dezinfectante. Și la un moment dat, profesorul m-a întrebat, Lili, spune-mi, te rog, dar nimeni, pe nimeni n-am auzit vorbind despre apă caldă și săpun. Da. Pentru că nicio dezinfecție nu este eficientă dacă nu se face curățenie, uneori la perie e nevoie, da? Da, da. Pentru că substanțele organice, că asta se presupune că în spital apare și puroi, apare și sânge, ai șters superficial, rămâne, se numește biofilm. Este o rețea care se formează, se coagulează și păstrează microorganisme, de foarte multe ori microorganisme patogene. Ori dacă ai dat cu substanță dezinfectantă, ajută mai mult la coagulare și nu pătrunde în interior să omoare. Dacă n-ai sunt curățat înainte. Simț, da. Dacă n-ai făcut curățenie întâi, da, da. Cu apă caldă și substanțe detergente. Hai să zicem că nu mai folosești săpun, da, sodă. Eu mi-aduc aminte că era un medic în spitalul din Râmnicu-Vâlcea, pe care mulți îl considerau exagerat, vai de mine, poate uneori. Acel om semnala cu o încrâncenare care merită, da, să fie apreciată, da, faptul că nu exista să pun lichid la toalete, că se duceau pacienții la baie, că vin aparținătorii, pui mâna pe clanțele de acolo și nu exista să pun lichid. În secolul 21, în secolul când pur și simplu ar trebui să nu mai fie așa o mare problemă ca un spital să aprovizioneze permanent, că mai... Și asta și dispozitive care să însemne acționare, da, în felul acesta. Da. Sau am văzut în alte spitale cu și la apă. Da. Cu un... Da, să nu atingi lucruri unde inevitabil că nu poate nici cineva să stea să dezinfecteze. Exact, hârtie, să dezinfecteze după fiecare om care folosește o chiuvetă, o baie, dar dacă există o formalitate, dacă nu cu senzor, măcar prin atingere, să poți să pornești cu cotul, sigur, cu piciorul, să pornești, exact, instalațiile, exact, da, e cu totul altceva. Deci, ce spuneți dumneavoastră, că spunea un mare specialist, profesorul Brahman, profesorul Filip Brahman a murit, da, Dumnezeu să vă odihnească, da. Este la nu știu, e de bun simț. E de bun simț. Și eu nu știu de ce trebuie, că noi așa credem despre noi, că punem gunoiul sub preș până nu vine cineva. De ce trebuie să fie ministrul sănătății cel care merge noaptea, exact, să surprindă faptul că nu se face ce trebuie în spitalele românești? De ce? Unde este orgoliul acestei caste? E o adevărată casta cea medicală. Sunt oameni care au studiat enorm. Eu am un respect deosebit față de medici, pentru că ei au studiat
foarte mult ca să ajungă nu numai facultatea de 6 ani, și rezidențiat, nu, și tot felul și de specialități. În permanență, și în permanență. În permanență trebuie să fii la curent. Unde este orgoliul acestor oameni? Orgoliul ce a făcut și sistemul, temerea, cum l-a distrus și temerea. Pentru pacientul, da, pe care îl și îngrijești. Și pentru ei. Și teama că nu cumva munca lui poate stă într-o operație 5-6 ore. Da? Munca aceasta să fie compromisă de tot ceea ce înseamnă îngrijirea ulterioară a pacientului, poate că uneori și înainte, pentru că un pacient chirurgical ar trebui să fie pregătit într-un anumit fel. Nu se admit de ani de zile lamele de ras, de exemplu, da? Aparatele de ras. Trebuie să se folosească paste sau substanțe care epilează în așa fel încât să nu produci tu acolo niște traume pe care nu le vezi cu ochiul liber. Niște, dar cu siguranță, da, sunt, da? Care sunt eventuale porți de intrare pentru microorganisme. Da. Și lucruri de genul acesta. Sigur, dar ați văzut ce repede este eliminat un asemenea element, da, care încearcă să spună... Da, vai de mine, toată lumea și cumva se și fereau cumva... Da. Nu e zdravă la cap. Da. Dar hai să fim serioși, că așa, așa au mai fost acei chirurgi, neurochirurgi din București care au luat atitudine. Da. Adică eu admir, da, foarte mult oamenii care au curaj din interiorul unui sistem, pentru că s-au creat niște blocaje birocratice. Un șef de secție este, cum să spun eu, cred că este evaluat după niște criterii și mi se arată, adică unui, e jenant ca un om care a învățat atâția ani să facă bine altor oameni, să vină cineva și să-i spună ai grijă la evaluare dacă... Da, ascunde... și haideți să nu ne ascundem nici noi după deget, pentru că întotdeauna au contat afinitățile politice. Da, din păcate. Și lucrul ăsta a distrus, așa cum a făcut și cu învățământul. Pas cu pas, da. Și a distrus încetul cu încetul, pentru că unii oameni chiar n-au vrut să se implice astfel. Au stat și acum când plata este mai bună, substanțială chiar, da. Dar este în mod egal și pentru cei care sunt în spitale mici și nu operează poate cu lunile, nimic, dar absolut nimic, și chiar dacă operează lucruri de nivelul unui furuncul, pentru că nu au pe ceilalți colegi care sunt necesari într-o echipă operatorie, da? Că nu sunt echipe să... De multe ori se vorbește despre secții care, în care nu se poate, că nu se face nimic. Dar dacă te uiți câți oameni sunt acolo, o să vezi că nici nu se poate face o echipă de gardă complexă, da, așa cum se tot vorbește de Bălceștiul ăsta. Dumnezeule, dar acolo nu vrea să vină nimeni. Da. Să lucreze în spital. Un spital nu poate funcționa fără un număr de specialiști care să facă echipă, să poată face gări, să poată face intervenții. Nu vine nimeni. Da. Noi am încercat acolo, pe vremea când era domnul prefect Renga, am încercat să facem măcar un centru de permanență. Foarte greu. S-au codit cei mai mulți dintre medici. La un moment dat obținuserăm acordul de la un număr. Da, acolo... sunt tot felul de probleme politice și știu, tot felul de interese, da, care fac ca o clădire, da, okay, să nu poată să funcționeze așa cum și-ar dori nici domnul primar, dar nici nu poți să ții niște spitale, spitalașe mici, ar trebui să ai artere de circulație, da, în bună stare, în așa fel încât transportul să se facă urgent și cu tot ceea ce trebuie, mașini care să fie dotate tot timpul cu ceea ce trebuie, lucrurile astea, pentru că nimeni nicăieri în lume nu își permite să facă spitale la fiecare 20 de kilometri, nimeni. Din păcate, dar există centre de permanență, există niște puncte unde oamenii pot în primă instanță să se adreseze și apoi să ajungă la un spital care îndeplinește toate criteriile. Luăm o pauză și revenim după câteva minute, doamnelor și domnilor, din nou cu doamna doctor Lilica.
solidaritate. Vorbeam în pauza de publicitate, continuam dialogul și cu siguranță dumneavoastră care sunteți și ați lucrat cu Organizația Mondială a Sănătății, știți foarte bine că avem o grămadă de situații la care acești oameni ne monitorizează și ne atrag atenția. Ultima dintre ele, ce spuneați? Da, nu numai că ne monitorizează. Deci noi suntem o țară, membru a Organizației Națiunilor Unite. Organizația Mondială a Sănătății este agenție a Organizației Națiunilor Unite. Deci suntem participanți și trebuie să participăm și noi cu date și ei cu expertiză și că, haideți să fac o paranteză, vorbește toată lumea despre vaccinuri. Niciun vaccin nu pătrunde pe o piață fără să treacă prin filtrele de expertiză ale Organizației Mondiale a Sănătății, de aprobări, de, sunt mai ceva decât cele care înseamnă la noi obținerea unui document, nu știu de la ce instituție. Da? Nu intră absolut nimic nesigur. Ei bine, noi raportăm date și ei cunosc datele statistice și din, de la Institutul Național de Statistică, dar și din raportările instituțiilor de sănătate și așa mai departe. Și astăzi Organizația Mondială a Sănătății a lansat un apel către autoritățile din România pentru introducerea obligatorie a educației pentru sănătate în sistemul de educație. Nu vorbesc doar de școli, pentru că educația pentru sănătate poate să înceapă foarte bine de la grădiniță, cu lucruri care înseamnă spălatul pe dinți, da. Nu? O dantură sănătoasă înseamnă și prelungirea stării de sănătate, spălatul pe mâini, prevenirea unor afecțiuni care se transmit prin intermediul mâinilor și așa mai departe. Ei bine, ei apelau la niște cifre care sunt impresionante pentru ei și atâta vreme cât suntem țară, membra Uniunii Europene, și pretențiile nu trebuie să fie mai mari ale noastre, față dar și a celorlalți. Sigur, da. Că da. Ei bine, spuneau că din 100 de nașteri, 10 sunt nașteri ale unor fete care n-au împlinit vârsta de 19 ani. Păi ne întoarcem pe vremea bunicii mele, da. Care s-a măritat la 16 ani, că așa era, la 17 ani a avut primul copil, ea fiind singură la părinți, da? Și o familie bună, înstărită, dar asta așa, era și a făcut 12 vremii. Copii. Acesta a avut 12 vremii, copii, da? Ei bine, ne întoarcem la vremurile alea. Și de aici încolo, toate celelalte lucruri. Suntem primii în Uniunea Europeană la mortalitate infantilă și la, și la neonatală, deci în perioada imediat după naștere până la vârsta de un an. Suntem deficitari la nivelul de educație, pentru că, iată, 10 din 100 mămici, de 100 de mămici, da? Nu mai merg la școală. Da, normal. Pentru că în momentul în care au o sarcină care a venit neașteptat și la o vârstă la care nu ești pregătit. Și o sarcină în plus, o sarcină care nu este controlată. Nu este controlată, e normal să se întâmple acest lucru. Suntem pe primul loc, într-adevăr, în Uniunea Europeană, la mamele minore. La numărul exact. Mamelor minore. Îi spun sub 19 ani, da, și sigur și, noile astea, și da, da, sub 18 sub, ani și mai dar mici. Dar de la 12 ani. Da. Am citit, n-am acum și aminte cifrele. Și eu mă cifrele, gândesc dar că a fost așa o întreagă bătălie oarbă și eu cred că biserica și statul trebuie să-și dea mâna aici, pentru că aceste generații nu mai sunt influențate nici de biserică. Oricât și-ar dori biserica, nu ajunge la ei. Lipsa de educație, lipsa de un standard în familie care să crească niște valori reale, valori nu, creștine. Nu, pentru că eu ce aud la n-are nicio legătură cu viața de zi cu zi. Lipsa acestor standarde nu-i duce pe acești tineri dacă nu învață în școală elemente de bază ca să știe cine sunt, ce reprezintă și care este evoluția lor și ce trebuie să facă cu trupul lor, care așa ne-a lăsat Dumnezeu, ne-a creat cu toate aceste lucruri pe care, inclusiv capacitatea de procreere, așa suntem creați, dar dacă ei sunt conștienți, nu ajung nici la biserică să fie sfătuiți sau să se teamă de mânia lui Dumnezeu și că păcătuiesc, nu au nici în familie șansa să aibă un dialog deschis despre aceste probleme și nici școala nu le oferă. Și atunci e normal ca Organizația Mondială a Sănătății să facă apel să introducem această educație pentru sănătate care să cuprindă
Și obligatorie, într-adevăr, în Pe școli. mine m-a întristat foarte tare știrea pe care am ascultat-o Da, pentru astăzi că... dimineață, pentru că v-am zis că am avut o experiență într-o misiune a Organizației Mondiale a Sănătății împreună cu alte organisme și fundații care luptă pentru eradicarea poliomielitei. Am fost în Niger și acolo am întâlnit femei cu care am stat de vorbă și care erau foarte atente la ce spuneau. De ce? Pentru că acolo erau mentalități care seamănă foarte bine. Alea erau tribale, iar astea ale noastre legate de interdicțiile pe care încearcă să le pună unii dintre slujitorii bisericii privind accesul la informație care privește până la urmă starea de sănătate, da? Acolo, de ce? Era pentru că apariția unui caz de poliomielită, de paralizie acută flască la o fetiță, atrăgea disprețul întregii comunități pentru că era considerată ca fiind păcătoasă și care n-avea dreptul să... Și atunci ascundeau cazurile. Și erau colegii mei epidemiologi, erau asistenți care mergeau în teritoriu în așa fel încât să afle de la unul, de la altul, dacă există asemenea cazuri. Da? Și sigur că era o campanie de vaccinare practic în comunități. Și culmea este că am stat de vorbă cu vraciul șef din Niger, care moștenea de la tatăl lui și care ne-a povestit cum mergea cu tatăl lui, cu piroga, cu leacul, ca să meargă să trateze bolnavii de-a lungul fluviului. Și am stat de vorbă și la un moment dat, după vreo jumătate de oră, după ce am explicat despre ce e vorba și cât de importantă este implicarea lui, a spus numai puțin. Avea un cabinet, erau cazuri de malarie, erau tot felul de alte cazuri de îmbolnăvire și el a pus mâna pe telefon și a sunat și am auzit că spune alo, Radio Național, da, sunt cu tare. Și aș vrea să-mi rezervați în ziua de 2 ore pentru că vreau să vorbesc despre paralizia acută flască. Deci am rămas și acum mi s-a făcut piele așa pentru că avuseserăm cu o zi, două înainte, echipa care eram, experiența cu întâlnirea cu ministrul sănătății. Când am făcut instruirea pentru a putea merge acolo, tot la CDC am făcut-o, la Atlanta, ni s-a spus... Sigur că toți colegii care au mers în aceste misiuni au mers în țările în care evoluția poliomielitei era încă la un nivel destul de înalt și unde accesul pentru a se vaccina cât mai mult din populație era destul de restrâns, fie că erau conflicte, cum era Afganistanul, am avut un coleg de la București care a mers acolo, sau conflicte care țineau de conflicte tribale și așa mai departe. Și când am așteptat la Ministerul Sănătății, ministrul a reacționat exact așa cum ni se spusese la Atlanta. Vedeți că o să fie o reacție chiar agresivă și o să vă spună, dar eu am alte probleme, dar eu aud astăzi în fiecare zi lucrul ăsta. Când se spune către Uniunea Europeană, dar eu am alte probleme, domnule, lasă-mă în pace. Exact asta spunea. Eu am malarie, eu am nu știu ce, era paralizia acută, flască, era și mă bucur că în ziua de astăzi este eliminată în Niger. Poliomielita a fost, au contribuit mulți la... S-a luptat foarte mult. Deocamdată sunt zone mai în care s-a declarat focare. Eliminată. Da. Sunt focare, dar vreau să vă spun că ținta a fost la sfârșitul anilor 90 inițial. Da, foarte greu s-a mers și iată ajungem în 2020 și încă nu se poate declara. Ar fi a doua boală care... s-ar putea, după variolă, care s-ar putea declara eradicată. Pentru că întotdeauna aveam dispute cu colegii veterinari care îi spun eradicat în momentul în care undeva într-o zonă nu mai este boala. Nu, o boală transmisibilă, eradicată, înseamnă că a dispărut de pe pământ. De pe planetă, da. În momentul în care a dispărut într-o zonă, este eliminată în zona aia. Vedeți, dacă atâta energie câtă se risipește pe alte subiecte, s-ar investi în susținerea unor proiecte foarte utile cetățenilor care privesc sănătatea,
sistemul sanitar, sistemul de sănătate, care privesc educația. Astea două sunt atât de importante. Eu sunt de acord că noi trebuie să tratăm absolut toți cetățenii într-un mod civilizat. Dar în momentul în care tema predominantă în spațiu public era starea jalnică în care trăiesc deținuții din România și nu era în contrapondere și aceeași intensitate de preocupare față de starea jalnică în care trăiesc sute de mii de români, poate mai mult, milioane de români, pentru că în mediul rural încă accesul la sănătate este restrâns. La educație, la educație copii, este iarna, kilometri întregi, da? Profesoare care fac kilometri întregi ca să ajungă într-un sătuc. Prin țara asta scoasă din noroi, da? Din noroaie, da? Aceeași intensitate în susținerea unor categorii mari din populația României, care au tot felul de probleme. Susținere care să nu însemne acele ajutoare care să însemne adaptarea sistemului pentru a ajunge și acolo. Sigur. Pentru că acele ajutoare înseamnă un moment, înseamnă astăzi, mai înseamnă peste 4 ani, peste 2 ani, peste 4 ani, peste 2 ani și așa mai departe. Nu înseamnă coerență în accesul liber la educație, la sănătate, la toate aceste lucruri. Eu în continuare sunt uimită concetățeni, colegi de-ai mei care li se pare firesc să ne îngrozim de cât de rău o duc deținuții. Sigur că mi-e rușine că ar trebui să fie într-adevăr și în penitenciare. Condiții decente, dar nu mi se pare preocuparea de bază când în România dar mor copii fie de subnutriție. Știți ceva? Se puteau face, se puteau accesa fonduri europene ca să se construiască penitenciare civilizate. Sigur, păi noi n-am accesat nici pentru spitalele regionale, doamna doctor Pasă. N-am accesat nici pentru spitalele regionale aceste fonduri care există, că de aceea suntem membri și cotizăm. Ca să putem, la rândul nostru, să acoperim prin fondurile pe care le dau toate statele niște nevoi. Și care stau, că am ascultat comisarul de atâtea ori, disperat la un moment dat, da? Că stau banii aceia. Neaccesați. Neajunși aici. Neajunși, da, pentru că nu există interes. Interesul este un mare spectacol, un unic și mare spectacol național, așa o învăluire în norii unor mari probleme paralele cu viața reală a românilor. Paralele cu viața reală a românilor, viața de zi cu zi. Pentru că oricine... Nu numai paralele. Pentru mine, lucrurile astea înseamnă sfidarea mea ca persoană care am muncit o viață aici și care am avut șanse nenumărate și să plec și să lucrez în organisme internaționale. Și de fiecare dată, la un moment dat, din vreo 60 și ceva de candidați, am fost acceptată să lucrez pentru un organism de stat internațional și am stat și o colegă de-a mea din Sanepid, cum ziceam noi, da, a fost de față când am fost sunată pentru ultima dată de acolo să fiu întrebată dacă m-am hotărât. Și am spus, e adevărat că aveam niște probleme legate de tatăl soțului meu, dar nu necesitau prezența mea acele probleme acolo mereu. Și acum stau și mă gândesc, am ajuns eu la vârsta pe care o am, să îmi pară rău că n-am făcut pasul ăla, să îmi pară rău că simt în fiecare zi batjocura politicienilor și de foarte multe ori mi-e silă de politicienii locali care sunt acolo la București și care n-au meritat să ajungă acolo și care chiar nu fac nimic și ajută, poate că n-au contribuit atât de mult și atât de vocal la umilirea mea, nu i-am auzit pe ei, dar prin inacțiune, prin complicitate, prin toate lucrurile astea, ei mă umilesc pe mine în fiecare zi și am ajuns să-mi urăsc traiul în orașul ăsta atât de frumos, să-mi urăsc traiul, da? Pentru că nu mai am nicio speranță, pentru că îmi pare rău, mă bucur pentru fata mea care este plecată și îmi pare rău că băiatul meu s-a hotărât să rămână aici, deși și el putea să fie plecat, da? Și îmi pare rău pentru viitorul nepoțelului meu, pentru care nu întrezăresc nicio speranță de bine. Nu văd cum ar putea trăiască bine în momentul în care fiul meu face două ore dus, două ore întors în București, dintr-o parte într-alta, să meargă la servici și când ajunge seara
cel mic este bucuros că e împreună cu el și el își ajută soția și care stă săracă toată ziua, na, cu cel mic. Și că nu se pot bucura și ei de altceva în timpul ăla pe care și îl consumă fiul meu numai pe pentru drum. Că este aglomerație, da, într-o un trafic capitală. Infernal. Este ceva... Și că, nu s-a, și, că și, nu, nu numai... și că în afară de vorbe și de acuzații și de aruncat pisica în curtea unuia sau altuia, nu se văd niște proiecte care să aibă niște etape fezabile și pe care cineva, investit de populație cu o responsabilitate temporară, să spună: eu urmăresc în etapa actuală proiectul acesta care are următoarele etape. Cel după mine, cine va veni, va urmări etapa, adică niște proiecte etapizate care să fie constructive. Uite, nu luate de fiecare dată de la început. Niciodată nu am auzit că s-ar gândi politicienii din legislativ să facă o lege care să oblige pe cel care vine după unul care a început ceva să continue continue proiectele. În permanență am avut mentalitate și atitudine de nu de Manole, că el săracul încerca să facă, da? Dar este acea atmosferă din balada nu, din Ana lui Manole, din, da, Ana, pe cine să zidim? Da, da. Că, păi hai, poporul. Ne zidim pe fiecare dintre noi și să pe vedem fiecare. Că, da? Acum, știți ce se întâmplă? Și iertați-mă. Cred că într-un fel scăderea nivelului de educație, scăderea accesului la sănătate și pervertirea medicilor, care eu nu spun că ei nu ies specializați și nu vor să facă treabă, dar se lovesc de o birocrație care este pusă în cârca lor, fără să fie un circuit foarte clar în care el să nu stea să-și preocupe, să-și se gândească dacă a depășit medicamente, dacă îl poate trata bine pe pacientul din fața lui, dacă are, nu știu, număr peste măsură care așteaptă la ușă și atunci nu mai este atent și poate aplică un tratament care contravine unor... Nu mai are timp de acea discuție. Sigur. Pregătitoare. Mm. Adică am ajuns într-... Am involuat, cum spuneați. Și îmi pare rău că dacă ne comparăm la autostrăzi cu Sudanul, la sănătate, nu chiar cu Nigeria, dar uite că a fost un exemplu, că noi ne întoarcem, parcă ne întoarcem în timp, din păcate. Da. Da. Dar în Niger aveau spitale construite de francezi, iar acest vraci a fost foarte iubit de francezul care a condus acel spital și l-a trimis în Franța și era în același timp și infirmier. Infirmier la ei înseamnă un gen de asistent, de deci ăla e, da, rangul lui. Și am mers pe niște șosele extraordinare în Niger. N-am apucat să merg în nord, da, prin deșert, dar da, era cumva. În momentul în care veneam pe drum către dumneavoastră, așa s-a întâmplat. Că toată lumea vorbește la telefon. Și trei doamne, în locuri diferite, trecând pe lângă mine sau eu pe lângă ele, vorbeau cu câte cineva și spuneau. O doamnă probabil vorbea cu soțul plecat în străinătate, care o întreba probabil despre ce bani trebuie să cheltuiască și ea spunea: păi trebuie să plătesc gazele, că nu le-am plătit de nu știu când. Și probabil vocea aia a întrebat: cât? Păi zice 800. Și i-a zis, iarăși bănuiesc, păi plătește. Păi și dacă plătesc, se duce tot salariul meu, că salariul meu se duce pe mâncare. Zice, atunci ce le mai iau la copii? Asta a fost una. După aia stăteam și mă gândeam la spusele unui mare zicător de vorbe, lansator de vorbe din ultimul timp. Stăteam și mă gândeam, de ce nu mă duc eu la restaurant în fiecare zi să-mi iau o prietenă și să mergem, că toți suntem la pensie, da, și o ducem așa de bine, nu? Da, că da. Parcă din ce în ce așa, mai bine. Așa, da. merg mătușile lui Codrin Ștefănescu. Da, da, da? Da. Merg în fiecare zi așa de mult. Păi atunci, de ce nu respectați legea? Mie anul trecut mi-ați luat bani până în iunie din pensia mea, pentru că legea spune că trebuie să mi-o puneți în acord cu creșterea inflației la începutul anului, iar acum îmi tot spuneți că îmi măriți pensia din septembrie. Cu mărirea. Păi, pensia mea trebuia să crească în raport cu inflația din ianuarie. De ce?
Nu crește? Da, trebuie să fiți fericită că totul merge bine. Este... Da, vedeți, adică vă confruntați și din poziția de pensionar, dar și din poziția de om, de specialist într-un sistem. Și credeți-mă că pe mine m-ați impresionat, vă știu, un om optimist, m-ați impresionat când a spus că regretați că n-ați dat Regret curs. Și sunt disperată. Pentru că am un coleg, am mai mulți colegi, foști colegi, care sunt plecați prin diverse părți ale lumii, care, ca și mine, se apropie de vârstă și și-ar dori să se întoarcă acasă. Și una dintre ei a spus soția lui, când sistemul de sănătate din România va fi ca în Germania, am să vin în România. Pentru că de la o anumită vârstă și la orice vârstă, dar mai ales de la o anumită vârstă, îți faci mari probleme în rapiditatea și eficiența cu care acționează sistemul, ca tu să ai o bătrânețe cât de cât rezonabilă și în măsura funcționalității, să te facă să ai o bătrânețe funcțională. Sigur. Organismul tău. Am avut șansa asta să văd. Pe de o parte am văzut acolo Niger, am văzut în Statele Unite, am văzut în Marea Britanie, am văzut în Elveția, mergând câte o săptămână, două, în unități sanitare, ca să văd condițiile. Am văzut în Germania, la Alsterdorf, un așezământ pentru persoane cu handicap, dar care semăna foarte bine cu niște reguli extraordinare, pentru că și acolo trebuie să aplici niște reguli de prevenire a infecțiilor la persoanele care sunt asistate, că oricând se poate întâmpla ceva și acolo, da? Și am tot sperat, am umblat cu geanta pe umăr, alături de echipe formate din colegi, cu țiple din alea pe care ne scriam prezentările. Am avut fiecare dintre noi, prezentându-ne la organismele internaționale, am avut finanțare ca să facem instruiri și am umblat, vă spun, cu geanta pe umăr, aveam, când ajungeam acasă, urme vânăt pe umăr, așa, ca să instruim zonal în toată țara pe prevenirea infecțiilor de spital și aveam fiecare câte o bucățică din toate astea. Am stat acasă la mine și am scris la o mașină de scris, da? Am scris primele ordine de ministru, primul ordin de ministru privitor la înființarea serviciul SPCIN, Serviciul de Prevenire și Control al Infecțiilor Nozocomiale, după care, timp de două săptămâni ne-am bătut capul o echipă de epidemiologi de la Institutul de Sănătate Publică și colegi, alți colegi epidemiologi, ca să capete forma, ca așa se lucrează, sigur, să capete forma ca să poată să fie ordin de ministru și în timp ce eram acolo am făcut un spasm vascular cerebral, că m-au dus colegii la spitalul universitar și acolo mi-au spus neapărat trebuie să rămâneți în spital. N-am rămas acolo, că era ultima zi și cu geanta pe umăr am venit în militar și mi-am luat... Nu, am terminat, după aceea au urmat susținerile de către colegii din minister, dar erau niște colegi tineri în minister, niște epidemiologi, o echipă extraordinară, un șef nemaipomenit, doctorul Beldescu, care le și spunea celor tineri care veniseră, eram și eu tânăr atunci, dar ei erau mai tineri decât mine. Și în momentul în care ei se mai rățuiau și spuneau așa, n-aveți voie, pe Liliu ascultați. Da? Da. Și toate lucrurile astea au ajuns la un nivel zero. Deci da, zero. Pentru... Nu știu adică dacă vă aduceți aminte. Bine, am bine. În anii 90, avea Diana Deleanu, da, la televiziunea, da, Etalon. Aveam cu ea o emisiune în fiecare săptămână, în direct. Știu, da, da. Da. Și a curs emisiunea aia, cred că vreo 2 ani, cu telefoane în direct și spuneam lucruri, vă spun, foarte directe, cu demonstrația de utilizare a prezervativului. Am făcut da, în direct, da, da? Sigur că da. Nimeni niciodată nu a îndrăznit să spună ceva urât la telefon. Nu, pentru că da? Oamenii aveau nevoie niciodată. De informație. Exact. Acum mergeam știți în școli. Știți ce se întâmplă? Mă scuzați da, că vă da. Întrerup. Acum se întâmplă următorul lucru. Din ce în ce mai puțini specialiști sunt dispuși să aloce din timpul lor pentru a putea să informeze. Noi avem o foarte mare deschidere față de o informare coerentă făcută de specialiști. Ca așa, după Google sau din nu știu ce reviste sau nu știu ce da. Cărți, da. Toți putem să ne dăm știe, cu părerea. Da, da. Dar eu respect informația venită de la specialiști și avem o mare deschidere să o dăm. Și știți și dumneavoastră că am făcut o tentativă
să facem niște emisiuni și câte refuzuri ați primit, că s-ar putea să nu știu ce, că, da, nu, că nu-i dă voie șeful, da, că doamna ministru a transmis că nimeni n-are voie. Ne-am hermetizat, da, într-un mod inutil și ineficient. Da. Este o autoprotecție, o coajă de asta de autoprotecție. Așa cum v-am spus, sunt spitale care, în care chirurgii primesc, sunt plătiți aproape la fel în toate spitalele, dar sunt spitale în care, îmi spunea cineva apropiat mie și la cărui părere țin foarte mult, spunea că într-un spital care nu e cel de capitale de județ, chirurgul nu mai operează deloc. A zis, de ce, iau tot atâția bani și toate cazurile le trimite la județ. Da. Care-i problema? Da. Ori nu poți să stai să taci așa, nu poți să stai. Și îmi pare rău că mai spun un lucru, cu ce se vine din urmă. Sunt o grămadă de medici tineri care îți spun tot felul de lucruri, imediat te trimit la RMN, imediat la CT, imediat... dar care nu stau de vorbă cu tine așa cum cred eu că ar trebui să stea de vorbă un medic. Și am avut anul trecut întâlnirea de un număr rotund de ani de la facultate și de obicei venea și domnul profesor Mungiu. Anul trecut n-a putut să vină, a fost plecat, dar un profesor, profesorul Târcoveanu de la chirurgie, spunea: fraților, ne-am adunat, vreau să fac o paranteză, ne-am adunat foarte mulți. Peste 10 colegi au venit din Israel. Ce frumos. Au venit colegi din Statele Unite, din Germania, din Franța, din Norvegia. Chiar am stat la același hotel cu colega de acolo. Și spunea profesorul Târcoveanu: eu mă îngrozesc. Voi ați fost 180 în an, 7 în fiecare grupă, și fiecare grupă ați lucrat la un cadavru, 7 oameni. Ați dat examen cu fiecare dintre profesori, cei 7 oameni. Și mi-aduc aminte că aveam examene la farmacologie, la psihiatrie, cu profesorul Brânzei, care era expert al Organizației Mondiale a Sănătății, a și fost și președintele Societății Internaționale. Dădeați de dimineață de la 8 până la 10 seara examen toți și erați trecuți prin toată materia. Cum Dumnezeu ăștia 2000 din seria din fiecare an pot să învețe medicina acum? Voi stăteați cu pipeta, cu soluție de vitamină C când făceați la farmacologie sau la biochimie. Stăteați fiecare. Spinalizați fiecare broască la biofizică pentru a vedea cum reacționează inima când se pune substanța aia și aia. Zice, ăștia nu mai fac nimic din toate lucrurile astea. La patul bolnavului erați într-un salon sau la două saloane sau cât erau într-o secție. Erați câte unul, da? Și aveați toți bolnavii și răspundeați de ei și profesorul vă întreba și medicul de salon, fie că era cadru didactic sau nu. Intrați în operații de prima dată, da? Făceați disecțiile voi cu mâna voastră, nu vă arăta cineva pe planșe. Cum să înveți medicină așa? Virtual. Virtual, da? Da, da, se merge mult, trăim virtual. Da. Da, ne bucurăm de realizări virtuale, viața reală. Și atunci, sigur că au apărut și foarte multe facultăți și apar, nu știu, în Danemarca sau unde, da, da. Cu personal medical care habar n-are medicină. Da, da, e posibil. Groaznic, da. Este ceva îngrozitor. Acum că ne apropiem de finalul dialogului nostru, dar o să vă mai invit, pentru că știu că dincolo de... aveți un spirit civic foarte, foarte ascuțit și asta cam ar trebui să-l avem cu toții până la urmă, dacă vrem să facem ceva din viața noastră. Mai țineți legătura cu colegi, cu proiecte, vă mai caută, mai discutați? Care ar fi ultimele preocupări dincolo de viața cu familia, cu problemele, cu bucurile, cu necazurile din familie? Uite, în mod neașteptat pentru mine, dar și dintr-o, cum să zic, în mod foarte fericit pentru mine, medicul meu de familie, care a dat concurs și are și niște grădinițe și niște școli, mi-a propus zilele trecute să pregătesc niște materiale de educație sanitară. Ce frumos! Și eu i-am promis că îi fac foarte repede, a zis nu, într-o lună, două, nu vă grăbiți și să faceți în prezentări PowerPoint și dacă o să vreți să veniți și în clase. Da, pentru fi. Că nu prea mai face nimeni așa ceva. Iată! Și da. M-a făcut fericită. Cum să nu?
Așa că Pentru că mi-a făcut această terapie. formă Medicul de... de familie face terapie cu mine, prin psihoterapie, muncă. invitându-mă, da, să merg să facem un lucru Dar care este chiar un mi este drag. voluntariat pe care o parte din tânăra generație a început să-l înțeleagă. Da. Să-l înțeleagă la modul o parte, real. Așa o parte, este. La modul real. Exact. Adică și să se implice, pentru că cea mai mare investiție pe care o poți face în ceva este timpul tău. Voluntariatul presupune Sigur. Timp. Timpul dumneavoastră, cu mintea pe care aveți și informațiile pe care le aveți, pentru a putea să dați ceva din cunoștințele noastre acolo, la muguri, atunci acolo se pun bazele. Deci m-aș bucura și chiar să M-a ne, bucurat foarte tare să pentru ne chemați că și pe noi, pentru că, cu iată, drag. Are o inițiativă grozavă da. Și dacă sistemul nu ia o măsură care să fie pentru toată lumea, măcar așa pe niște insule nu să numai reușim... Nu numai că nu ia nicio măsură, dar să nu mai pună piedici, pentru că eu am auzit de nenumărate ori că au fost îndemnați părinți să facă reclamații pentru că cineva a îndrăznit să meargă la școală să facă ore de educație sanitară și că ar trebui să iei semnătură de la părinți. Este Dumnezeule, îngrozitor, da. Când făceam orele astea de educație pentru sănătate în școli, fără să fie obligația mea de serviciu, și atunci făceam în mod voluntar pentru o asistentă pe care am mai pomenit-o de nenumărate ori, pe doamna Olguța Dinu, care era lucra în serviciul respectiv, și mergeam împreună, am făcut peste 300 de ore. Au fost copii care au rugat dirigintele să organizeze ședință cu părinții și să ne invite să le vorbim. Și ne-am dus și am vorbit. Deci au fost lucruri din asta. Iar unii dintre ei, doamna profesoară Pârșcoveanu, ne-a chemat de nenumărate ori. Sigur, da. Iată, oameni profesioniști care înțeleg ce nevoie este de informații coerente, specialist, de date de specialiști și... deformarea deprinderilor sănătoase de la cea mai fragedă vârstă. Și știți ce? Și încercarea de a-i crea fiecăruia dintre ei, de a le crea fiecăruia dintre ei o imagine despre el în așa fel încât să nu-i fie rușine să se uite în oglindă. Englezii au self-esteem, da? Da. Deci o stimă de sine. Că în momentul în care ai stimă de propria persoană, sigur că ai să te gândești de două ori dacă ai să faci un lucru care s-ar putea să-ți dăuneze. Ești mult mai demn, asta. Ești mult mai responsabil, nu și te pleci așa ușor. Și în același timp știi să ceri. Eu le spuneam că se făceau vaccinări în școli și le spuneam elevilor că mă întrebau, dar în momentul în care se vine să ni se facă vaccinul, după 90 încă se făceau, ce ar trebui să observăm? Păi trebuie să observați că în momentul în care vi se face vouă, vi s-a desfăcut în față o seringă și oriunde vi se face un tratament. Păi și dacă merg la spital și văd că iau o seringă care pare a fi folosită, îi dai peste mâna. Da, este dreptul tău da, să este. Te aperi și să te păstrezi sănătos. Mulțumesc tare mult, doamna doctor. Mare drag. Pasat, avem dreptul să fim informați, să ne apărăm de tot ce vine agresiv și ne... și dăunător nou și iată și prin oameni cum este doamna doctor Lili Pasat și prin informații transmise coerent și la timp putem să schimbăm câte ceva în jurul nostru. Vă mulțumesc și toate bune și cu să ne plăcere. Chemați când o să Sigur. Faceți modulele acelea de educație Sigur. Sanitară în grădinițe sau în clase mici. Toate cele bune doamnelor și domnilor pe mâine seară, până atunci să fim sănătoși că e foarte important.